șefi de instituții, experți. Am discutat astăzi despre pandemie, despre campania de vaccinare și despre măsuri de relaxare. Dați-mi voi, pentru început, totuși, să rememorez foarte pe scurt prin ce am trecut cu această pandemie. Peste un an de zile a durat până acum pandemia. A fost multă, prea multă suferință în România și îmi pare rău pentru toți cei care au suferit de pe urma acestei boli. Însă trebuie să ne amintim și de cei care au făcut posibilă gestionarea acestei pandemii, de medici, de personalul medical. Ei au fost eroii noștri și lor le datorăm mulțumiri, mulțumiri, mulțumiri. Acum vedem că pandemia s-a redus un pic, parcă putem să respirăm un pic mai ușurați, dar în același timp, dragi români, trebuie să ne fie foarte clar că suntem deja în plină pregătire pentru România post-pandemică. Pandemia nu se va termina mâine, nu se va termina nici pe 1 septembrie, dar dacă ne vaccinăm cu toții, totuși pandemia se va reduce și în final se va termina. Dar noi vrem să fim pregătiți, noi nu dorim, eu nu-mi doresc ca România post-pandemie să fie identică cu România dinaintea pandemiei. Am învățat mult, am suferit mult, avem șansa să facem România mai bună. România post-pandemie trebuie să fie România în care implementăm reformele, în care avem o dezvoltare susținută, o Românie în care avem investiții, în care facem sistemul sanitar mai bun, în care facem școlile mai sigure, în care se creează locuri de muncă, economia crește și cred că putem să spunem și acest lucru. România post-pandemică este România în care și salariile cresc și în care viața românilor devine mai bună. Cum putem să ajungem acolo? Dați-mi voie să recapitulăm foarte pe scurt câteva date despre pandemie, dar și despre campania de vaccinare. Am avut în ultimele săptămâni o evoluție încurajatoare. De la o zi la alta, numărul de bolnavi a scăzut numărul de persoane care sunt internate la terapie intensivă și da, a scăzut și numărul de persoane care au murit în fiecare zi de pe urma acestei boli cumplite. În același timp, campania de vaccinare a prins viteză. Avem în fiecare zi peste 100.000 de persoane care se vaccinează și am parcurs deja un drum lung, însă este nevoie de mai mult, este nevoie de mult mai mult. Dacă vrem să ieșim din pandemie, trebuie să ne vaccinăm. Nu este altă cale de a finaliza această pandemie cu succes. Pentru asta, în ședința de astăzi, am stabilit niște ținte de vaccinare. Aș spicui doar dintr-un tabel. Ne propunem ca la 1 iunie să avem 5 milioane de persoane vaccinate, la 1 iulie 6 milioane, la 1 august 7 milioane de persoane vaccinate. O să vă întrebați de ce aceste date. Am pregătit un calendar
cu măsuri de relaxare și am dorit să avem un calendar care cuprinde întreaga perioadă de vară. Așadar, ne pregătim de relaxare. Însă, trebuie să fie o relaxare precaută. Noi vrem să scăpăm de pandemie, nu vrem să ne relaxăm în iunie ca să revenim cu restricții în august. Vrem să avem un calendar care ne permite să reluăm multe activități, dar care nu ne expun pericolului revenirii pandemiei în forță. Așadar, vom avea o relaxare pas cu pas. Am elaborat calendarul care cuprinde acești pași până pe 1 septembrie, urmând ca la sfârșitul verii să avem o reevaluare pentru a stabili măsurile pentru toamnă. Aceste relaxări sunt condiționate de doi factori extrem de importanți. Pe de o parte, de evoluția pandemiei și, evident, de măsurat prin rata de incidență. Pe cealaltă parte, gradul de vaccinare. Dacă vrem mai multă relaxare, trebuie să respectăm măsurile care rămân în vigoare și trebuie să ne vaccinăm. Așa de simplu este. Și acum dați-mi voie să dau și câteva exemple concrete de relaxare. Aceste măsuri au fost discutate astăzi în întâlnirea pe care am avut-o. Ele vor fi în detaliu enunțate de Comitetul Național și în final vom avea o hotărâre de guvern care impune aceste relaxări. Avem date cheie. Prima etapă de relaxare va avea loc chiar acum, în 15 mai, deci în weekendul care urmează deja vom avea câteva măsuri de relaxare funcționale. Următoarea etapă este 1 iunie, pe urmă 1 iulie, pe urmă 1 august. Așadar, din 15 mai se elimină portul măștii în exterior, cu câteva excepții, desigur. Rămân excepțiile din exterior, unde trebuie să purtăm în continuare masca, cum ar fi piețele, târgurile sau stațiile de transport public, fiindcă în mijloacele de transport public masca va rămâne obligatorie. Cum va rămâne masca obligatorie în spațiile din interior? Deci, prima măsură, în aer liber, se renunță la această mască. A doua măsură, care intră imediat în vigoare, este eliminarea restricțiilor de circulație noaptea și, simultan, se elimină orice restricții asupra programului agenților comerciali. Deci, magazinele vor reveni la programul normal pe care l-au avut. Tot din acest weekend, pot să vă mai dau câteva exemple, activitățile sportive în aer liber vor fi posibile cu 25% din locuri ocupate, deci cu spectatori. În interior vom avea, de asemenea, câteva relaxări care încep majoritatea din 1 iunie, când va crește capacitatea de cazare, va crește capacitatea de servire în restaurante și așa mai departe. Sunt foarte multe măsuri, ele vor fi prelucrate de Comitetul Național și vor fi toate aduse la cunoștința publicului. Câteva detalii. Avem bună oară, nunți, botezuri, mese festive, unde pot participa în exterior, deci în aer liber, începând cu 1 iunie,
maximum 70 de persoane, nunți, botezuri, mese festive, în interior, maximum 50 de persoane de la 1 iunie, de la 1 iulie numărul crește, de la 1 august numărul crește. Dar, și aici este foarte important, dacă organizatorul garantează că toate persoanele care participă sunt vaccinate, se renunță la restricționarea numărului de participanți. Deci, mai concret, dacă pe 15 iulie cineva dorește să organizeze o nuntă într-un spațiu închis în interior și garantează că toți participanții sunt vaccinați, nu se mai aplică restricționarea la un număr de, ar fi atunci, 70 de persoane. Similar la, de exemplu, sălile de sport, numărul de participanți este restricționat. Însă dacă organizatorul, managerul sălii de sport garantează că toate persoanele care intră sunt vaccinate, numărul de participanți poate să crească. Aceste măsuri sunt gândite, pe de o parte, să ne protejeze, pe de altă parte, să ne reluăm cât de mult viața normală și, evident, încurajează vaccinarea. În final, o remarcă legată de școli. Noi păstrăm în continuare normele care țin de rata de incidență. Deci avem în continuare scenariul verde, galben, roșu. Aceste lucruri se aplică ca și până acum. Este previzibil ca în următoarele săptămâni majoritatea localităților să intre în scenariul verde și în acest fel majoritatea elevilor se vor întoarce fizic în școli. Deci, în privința școlilor, se aplică normele de până acum, însă relaxările care sunt valabile, sunt evident valabile pentru toată lumea. Este foarte probabil ca anul școlar să se încheie cu toți elevii în școală și este foarte de dorit ca anul școlar să se încheie cu majoritatea românilor vaccinați. Așadar, la final, dați-mi voie să vă spun că vă doresc tuturor multă sănătate și mergeți la vaccinare! Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut o declarație de presă la Palatul Cotroceni. Șeful